Exercițiul de admirație. Faptul că le-am reluat și că am primit atâtea semnale de bucurie Astăzi mă face să fiu să plutesc pentru că am un partener dorit, colegul meu Mircea Constantinescu, de care ne leagă întâmplări multe. Multe Mircea. Da, foarte multe. Țin minte turneele de la Suceava cu nopți nedormite și cu uh, cum să spun, cu o atmosferă colegială extraordinară pe care nu am mai întâlnit-o decât în primele turnee de la Oradea, acolo unde mi-am început cariera. Ne leagă multe și tensiuni creative și creatoare și ne leagă o, o, o subtilă și tainică prietenie și legătură de idei, în sensul că suntem oameni care ne punem mereu întrebări. Și acest lucru este un lucru și extraordinar. Și că ne putem face observații. E, Pentru că da. puțin sunt oamenii care cărora pot să le faci observații, nu numai că să primească. Da, da. Cărora da. pot să le faci, adică să greșești ceva și să cum a fost mai înainte și să spui, nu, nu n-ai spus bine. Da. E Alvin Tøfler, nu e. Aha. A, așa. Și da. a, a, asta este o dovadă de așezare a relației, a prieteniei a... și de reciprocitate a prieteniei și a considerației pe care ne -o avem unul față de celălalt de, iată, sunt peste 36 de ani. A trecut de... un vec Aproape un veac. Aproape un vec Păi aș uh, încerca să te prezint cum uh, m-am gândit acasă, înainte de a veni aici. Mircea Constantinescu, actor al Teatrului Giulești Majestic, Odeon, și că te-am socotit un personaj foarte interesant. Nu am avut liniște când am început să mă gândesc la tine, pentru că totuși e un exercițiu de admirație și trebuie să-l faci bine. Uh, oare am emoții pentru că ești un tip incomod? Da, sunt uneori un tip, un tip foarte, foarte incomod. Pentru că. Pentru am, că ești incomod. Am, am o ambiție față de mine și această ambiție față de mine vreau să. de, de multe ori o, o revărs și față de propria în fică, față de uh, studenții pe care i-am avut. Uh, vreau ca uh, tind așa spre un tip de perfecțiune care mi-este puțin neclară, dar uh, tind spre ceva. Asta e frumos, uh, tip de perfecțiune care ți este neclară. Adică noi încercăm să cum glumeam noi, ștafeta e, da, <gânt> e undeva. Da. Noi încercăm, dar știm că nu ajungem acolo. Știm pentru că poate uneori nu suntem ajutați sau că nu știm care este calea. Dar pentru eu cred că... că nici nu trebuie să ajungem acolo. Cred că Drumul cred... e important. Da, drumul, da, e important. drumul, drumul e important. Nu, și... Nu, nu numai realizarea. Să-ți faci treaba ta. Cred că aia da. e important. Cum ca vrăbiuța care a venit să stingă focul cu picătura de apă în, în cioculețul a, ei. În și leul regele a spus să-ți bați joc de mine și a spus, rege, eu îmi fac partea. Da, ați face parte, da. Și atunci dacă noi am face cu toții, hai să vezi ce am gândit eu despre tine. Că ești ca o noapte așezată cu vânt perfid și stele pe cer. Că ești un om tânăr matur și actualmente pensionar tânăr. Da. Te deranjează. Bebeluș pensionar. Da, Am te, 4 ani sunt te, bebeluși. Te deranjează uh, eticheta asta de pensionar? La început m-a deranjat, după aia M-a deranjat în sensul unui clișeu. O... Pensia înseamnă ieșirea din lume. Mi-am dat seama că nu e chiar așa, deși există un hotar uh, puțin dureros, dar pe care. Trebuie să-l să treci cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul credinței, cu ajutorul. Că nu are tău. nicio legătură că lucrezi sau că continui să lucrezi sau chiar. Îți lipsește exercițiul și drumul zilnic la teatru. Îmi lipsește privirea către uh, registrul acela de, de repetiții și program. Uh, îmi lipsesc multe, dar uh, asta e viața. La început erai un băiat tânăr, cu ochi vii, scăpărători. Nu erai înalt și asta ți-a dat privirii tale o adâncime neguroasă. Energic, bun cunoscător. Al Spun asta pentru că eu te cunosc foarte bine și pentru că tot timpul te îmboldeam cu tot felul de întrebări. Da. Și într-o zi cu insolența asta, care o am în sânge pentru că o am, te-am întrebat, dar ai suferit că nu erai înalt? Adică știam că ai suferit, dar pe vremea aceea încă eram tânără era. frumoasă și aveam puteri care acum nu le mai am. Și atunci îmi plăcea să duc luc, jocul ăsta spre o senzualitate, de fapt, era. Și te-am întrebat, ai suferit? Da, evident că am suferit. Și, da, și așa mai răspuns și atunci. Da. Și eu un dat, acum ce să-i faci? <gântu -i> Păi uite-te la Al Pacino Care se poartă parcă are 2 metri Și el da. e atât de mic da. Atât de mic este Da, 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 e, și, e foarte adevărat Dar acolo te ajută Te ajută camera Te ajută sistemul Îl ajută aici. bunătatea lui de om Este unul din cei mai buni oameni Talentat, talentat Fermecător, fermecător Dar e atât de bun Știi? e atât de bun. L-am studiat foarte mult că mi-a plăcut foarte mult. Ești energic, ești un bun cunoscător al teatrului. Te ocupi cu conservarea, studiezi mereu, respecti și iubești teatru și ai boala voinței și cu timpul ai căpătat o severitate îndărătnică. Chiar o severitate dură. Și severitatea oricum e rece, dar eu îi zic că o severitate rece. O, o, o distanțare. Uh, ai un glas foarte frumos de la mama ta de acasă. Foarte bine impostat, poate că ai și lucrat cu el. Uh, cu o muzicalitate cultă, uh, uh, ai un glas uh, special, o verbă fiind malițioasă o prețiozitate mereu netă, îmi place cum am scris, care contribuie decisiv la imaginea pe care ți-ai construit-o tu, totdeauna pregnantă și nuanțată. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. E un portret neașteptat și pe care îl prețuiesc. Ce să-ți mai spun? Nu pot să vorbesc despre mine? Vă aștept întrebări. Dar uite că eu am. Dar îți mulțumesc, este un portret da, într-adevăr. Dar uite că nu, nu ți-l am terminat. Da. Aș încheia cu o, jarjă, cu o șarjă prietenească și dacă aș avea talent de caricaturist, tu ești cuplul moșnegilor din uh, Loja Mapeț. <laughs> Dar nu unul, ci amândoi. Amândoi. Oricum, ești pentru mine un lor care așteaptă cu liniște să se întâmple. Tot felul de lucruri. Și uite, acum suntem... Am ajuns ori. și eu, moșneag. E, e, moșnegi din mapeți nu nu asta e calitatea lor, că sunt moșnegi. Da, da. E că a, au un fel de a privi lumea dulce. Dulce, și, înțelept e, și chiar... Și, și pis, se spune în franțuzește. Adică o mahalageală din asta educată. da. E, da, e foarte dar adevărat. Tu ești amândoi. E foarte adevărat, mă recunosc. Uh, uh, mă recunosc. Te recunoști, sigur că te recunoști că nu aveam cum să fac un da. portret de necunoscător. Uh, Mi-a făcut plăcere să mă gândesc la tine și să vorbesc despre tine. Uite, te simt mereu iritat, rece și cu ușile închise, în ultima vreme. Și nu știu ce subiect să atac ca să colorez starea în care ne aflăm și să ne bucurăm. Mereu de, de întâlnire. Întotdeauna am probleme. Când ne, ne întâlnim des la radio, ne, întâlnim, uh, uh, ne întâlneam că jucam uh, aici, că jucam. Vezi? Spuneam la trecut. Vezi? Există și trecut? Aș fi vrut să nu existe. Și hai să desprind o felie din viața ta ca să te încălzesc un pic și să putem continua emisiunea asta la care țin mult și să vorbim despre fetița ta, Cristina. Cristina, actriță, și care este marea reușită a vieții tale. Cum de obicei sunt copiii noștri. Toți copiii sunt mari reușite reușită. Nu știu dacă toți copiii sunt marea reușită. Nu Nu știu dacă sunt, dar sunt bogăția noastră. Sunt Faptul că noi avem copii și că ne-am dedicat și că e ca la o bancă, am pus tot ce avem mai bun în noi, e una, dar câteodată ei ne dau și surpriza asta că sunt marea reușită. E o fată studioasă, extrem de generoasă, rar am văzut. Seamănă cu mama ei aici, optimistă mereu, tare bine crescută și zâmbește mereu. Orice, oricând am să o întâlnesc, orice o să mi se întâmple, orice o să fie afară, orice îi se întâmplă ei în jur, ea zâmbește. E, are un zâmbet care culpabilizează pentru că tu ești tot timpul... Uh, simți imediat că nu ești la înălțime, că nu te bucuri de viață cum se bucură ea. E modestă, e serioasă, a învățat mult și actorie, dar și pedagogie de teatru, e adevărat. Da, da. Așa, vede orice, orice spectacol. Eu sunt un spectator asidu, am fost. Și o întâlneam absolut peste tot. Da, vede orice împreună. și vreau să-ți uh, uh, spun un mic secret de teatru interior. A văzut uh, de-a lungul anilor toate spectacolele cu uh, dramatizarea uh, romanului uh, lui Coelio, Veronica se hotărăște să moară. Toate spectacole, de la perioada în care ținea ursulețul în brațe, până la perioada uh, pubertății. I-a plăcut ei uh, I-a plăcut enorm, romanul. pentru că erau foarte multe personaje feminine, probabil uh, cerceta Hai să spunem, uh, e un spectacol pe care l-a pus Gelu Colceac la teatru de Da. Gelu Colceac a montat, a dramatizat împreună cu Bănica acest roman și s-a jucat la Teatrul Odeon cu un important succes pentru că acest Coelio avea succes și are în continuare și acest spectacol a fost urmărit de ea. Țin minte că îi dădea o floare din culise interpretei Cătălinei Mustață de fiecare dată. E prima oară când am văzut așa ceva bine, ea a crescut în teatru și poate că asta a fost o greșeală a noastră. Că... De ce? Pentru că... Da, de ce spui asta? Da, de ce spui? Nu e adevărat. Noi vedem așa pentru că ne dorim să, să, să fie protejați de rău, de durere, de... Da, de ce? Nu, nu. Nu? nu? Nu, nu, nu. Bine, mă încred încă o dată în tine. Bă, nu, dar e bă, o mare bogăție să trăiești în teatru. O asta mare Asta e foarte bugăție. adevărat. Asta este foarte adevărat. În dar lumea pentru... asta, în praful ăsta, în bă, 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 clepetirile astea, în bă, tot ce ne doare, că ne doare, tot ce ne doare te transformă, te construiește, te, bă, te face să ai mai mulți ochi în toate părțile. Nu, nu cred că e o greșeală. Nu cred. Și pentru ea în niciun caz. Și am povestit ceva, că mi-am adus aminte de Dabija, de repetițiile la Piram uh, și Tisbe. Și eram în timpul repetițiilor și la o repetiție Dabija mi-a cerut uh, la personajul leului sau, uh, da, uh, să Fac un moment care să nu semene cu celelalte, să fie ca un dans, dar să fie, cum, cum e el, ambigu, uh, uh, ca un dans, ca o, o tresăltare, ca o... Și atunci, în repetiția aceea, am avut uh, inspirație, am dansat și mi-aduc aminte că am făcut momentul, după care, așa cum este el, mi-a spus, aha, e foarte bine, dar nu o să facem așa. Deci, după ce pusesem sufletul pe asta și a doua zi, nu știu de ce a fost o discuție cu actorii, cum am făcut, și eu zic, nu mai țin minte cum am făcut momentul, abar n -am. Și Cristina, care a fost și la repetiția și la a doua, a zis, eu știu. Și ne-a arătat cum am făcut. Da, da. E... Asta am vrut să spun despre Cristina. Te-am pus în încurcătură, nu? Mai pus într-o ușoară Greu încurcătură. Subiect, Cristina, e pentru un subiect tine. întotdeauna sensibil când vorbești despre copiii tăi, dar ceea ce vreau să subliniez este că ea este o ființă foarte, foarte puternică. Și cred că e mai puternică decât mine și cred că va avea un viitor reușit. Acum trece printr-un moment în prin care trece toată breasla noastră, toți tinerii actori și actrițe care Șomează, pur și simplu, pentru că nu își exercită uh, uh, vocația și uh, acest lucru e dureros pentru toată lumea. Este și pentru dureros noi. dureros pentru toată lumea. Noi am apucat clipe. Ua. Nu știam ce fericiți eram când eram noi nefericiți, cum se spune. Așa știi? e, așa e. Uh, din păcate. Oricum se spune că fericirea nu o trăiești, ți o amintești numai. Da, se spune. Uneori o trăiești, iată, momentul de față. Da, <laughs> A. Hai să, să luăm de la de Da. Erai la teatru din Oradea, orar, orașul nostru medieval, spun eu, care este recondiționat într-un fel că plângi. De cum intri, da, te plângi. un exemplu de oraș. Și plângi după un spectacol. Eram în turneu noi. fostul director Mircea Bradu m-a da. luat cu mașina noaptea, eram după spectacol. Toată lumea s-a dus la petrecere la șnaps, da. la așa. Eu pentru că seara noi seara nu mâncăm, m-a luat cu mașina și m-a plimbat prin orașul luminat. În mod special, nu știu dacă mai este un oraș în țară luminat atât de frumos, și mi-a arătat toate clădirile pe care le văzusem ziua și aveam o, o, o problemă, eram atât de uimită cum n-au dispărut, cum au rămas, cum n-au fost stricate în toate perioadele istorice prin care au trecut. Și el mi-a răspuns foarte mândru pentru că în Oradea. Oricine a fost primar, prim secretar și așa mai departe, și a iubit orașul. Și l-a -a păzit și l-a păstrat. Și așa am ajuns la orașul de astăzi, care, repet, te, te trec lacrimile în clipa când intri în el. Nu-ți vine să crezi că totuși n-a fost distrus. Eu când am ajuns, fațadele erau cât de cât, adică majoritatea jerpelite. S-au refăcut în timp, dar uh, clădirile erau uh, uh, puternice și uh, solide și uh, ce știu din istoria orașului este că, fiind oraș de graniță, erau negustori bogați și aceștia au construit și s-a construit în stilul acela 1900, Secesion, art nouveau sau cum se mai cheamă el în Așa se istoria cheam. plasticii, se cheamă în mai multe feluri... Eu, Nemții spun secesion, ar nu vă În sfârșit, e un oraș, într-adevăr, care are un mister extraordinar. Mi-aduc aminte clipa în care am pășit în acel oraș, care în uh, atmosfera asta extraordinară de uh, mitul Europe, uh, mirosea a drojdie de bere. Bere mai bună ca la Oradea, eu n-am mai băut. Da? Da, pentru că era o fabrică de bere undeva sus pe malul Crișului, o bere extraordinară. Berea adevărat, aia care ține trei zile, nu cu adjuvanți chimici. E, și în afară de asta era o atmosferă boemă. Eu puneam pe seama faptului că acele ape termale aveau ceva uraniu și uneori îi apuca parcă pe toți un fel de amoc, o nebunie. Erau beții îngrozitoare, erau petreceri, erau aventuri astea, amoroase, teribile și nu numai. Și realizări artistice deosebite și în plan al filarmonicii, și în planul teatrului, în ceea ce lucram noi acolo, au fost niște momente în care Oradea a luat locul teatrului tineretului din Piatra Neamț ca importanță, pentru o perioadă prezent la festivaluri, datorită acestui inimos director Mircea Bradu și a celui dinainte, Eugen Sugulea, a unei extraordinare uh, uh, secretare literare, Elisabeta Pop, da, vetuța, vetuța, pe vetuța, pe care o iubim pop, cu toți. Da, da. Care a fost mama noastră și care, cum să spun, Vetuța dăm și Și care e la fel neschimbată și în ziua de schimbată. azi, ca entuziasm, ca bucurie. Dacă îmi scrie scrisori, da. îmi plic... Da. cu timbre. Trimite în continuare felicitări cu timbre. Ceea ce este... Este la fel în, cum e orașul păstrat. Da, da, Ea păstrează da. exact cum se păstrează da, da. clădirile. Și are un sos admirabil, pir... care este la ora da. asta specialistul numărul unu în alchimie. În istorie alchimică și traducător din tratate alchimice. Da, o figură. O figură teribil. extraordinară. Un savant. Un savant de provincie ardelenească, cum se spune, din aia serioasă. Tradiția școlii ardelene. Acolo la Oradea, în anul 1980, ai făcut un recital strângând a vremii trudă într-un ceas. Conceput de tine, pe texte mari, foarte mari, da. Chekhov, Shakespeare, Caragiale, Eminescu, Brecht, Gorky, Eschil, Ben Johnson, Goethe, Sartre, Rostand, Blaga și Camil Petrescu. Um, un ghiveci. Un, un ghiveci ordonat pe ideea e ordonat, un ghiveci ordonat. Uite, ăsta da, este. Da. este pe, pe atunci se putea. Pe atunci omul putea să amestece lucrurile astea, pentru că noi șt, a, 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 mă laș să spun să divaghez așa un pui. Um, acel mare regizor Andrei Vaida din uh, Polonia uh, a dat un interviu și la un moment dat a spus că s-a întâlnit cu Kurosawa și l-a întrebat cum ai putut tu japonez să faci cel mai bun cea mai bună, uh, cel mai bun film uh, după Shakespeare uh, e vorba despre tronul însângerat care da. e făcut după Macbeth da. cum ai putut tu da. să faci cel și atunci Curosava i-a răspuns, pentru că eu am făcut același liceu pe care l-ai făcut tu, pe care l-a făcut și Bergman, pe care l-a făcut și Fellini și toți spectatorii noștri au făcut același uh, liceu. Deci toți eram, apropo de Bolonia și de toate noutățile la care suntem, avem ghinionul să fim supuși. Da, noutățile distructive. E, uh, poate că COVID-ul ăsta a început mai de mult. Cu, sub alte forme. Da. pentru că Și spune pentru că eram toți adunați și înțelegeam. Toată lumea înțelegea. Aveau și profesori care erau dedicați uh, meseriilor. Profesori pe care și eu am avut uh, mare noroc să îi am în liceul uh, Ion Barbu. Tu ai fost în 1980. Și ai adunat toți acești mari scriitori. Da. Dacă tu îmi spui mie acum că un tânăr actor, termin acum, și îi spui numai numele, le spui, obosesc. Obosesc. Obosesc, obosesc. obosesc. și se duc la Or să... La noi nu era. Nu, dar să obosesc. Ce, ce să fac dacă obosesc? Obosesc. Adică... Nu sunt construiți așa, nu sunt educați așa, nu, nu e vina lor. E, nu e vina celor vina... care, uh, 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 care i-au educat, care i-au construit. E vina unui sistem. A școlii, a, a, școlii, școlii, a, școlii, a școlii. și a sistemului de educație, uh, care nu s-a implementat numai în România, este un sistem de educație global. Și ambiția asta pe care noi o aveam, ambiția asta, ei nu o au, pentru că nu au, -au de unde să o ia. E, nu, nu am nimic cu ei pentru că iubesc foarte mult. E știți ei ce nu mult. știi ce nu au, Rodica? Iartă-mă că te întrerup. Nu au gratuitatea gestului. Acum, datorită faptului că toată lumea caută eficiența financiară, uh, cât, 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 cât toată lumea întreabă, da. dar noi, uh, eu am lucrat acest uh, 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 Păi, da, atunci nu era vorba despre asta. Păi, nu era vorba, dar... Și aduți aminte că noi când jucam, nu jucam pentru bani, jucam pentru ca să-ți arăt că sunt bun, ca să arăt lumii că sunt... Și ca să-mi arăt mie că și sunt Și ca bun. să mă dezvolt și să-mi arăt mie că, iată, pot și așa, pot și așa. Asta era cel așa. mai important, ca să-mi da. arăt mie. Uh... Erai foarte ambițios și asta e, după părerea mea, din toată cariera ta, te reprezintă spiritual. Adică e, e cel mai important lucru în care ți-ai depus uh, Acest, acest da. scenariu. Da. da era Așa un... s-a și scris. Era aș... un fel de... Ars poetica asta a unui actor tânăr care se cam săturase de uh, câlții provinciei, cum notasem eu undeva. În nu în sens rău, pentru că Oradea a însemnat foarte mult și înseamnă foarte mult și orice provincie înseamnă foarte mult, dar provincia e provincie și Bucureștiul este provincie. Provincia este în interiorul omului, spunea Mrogec. Uh, Slavo Rojic, Ai jucat alt, emigranții în, în care, care, că, Dacă ai ajuns singur la asta A fost marele succes A fost succesul care ne-a scos din anonimat uh, Și ai primit în 1977 Premiul pentru cel mai bun actor da. La festivalul de la Piatra Neamț da. Așa și, uh, și După care ai și plecat De la Oradea am plecat după mai mulți ani, că după emigranții și asta se improvizează și o scrisoare pierdută, nu, nu, mai jucam. Un an n-am mai jucat prea mult. Cum și atunci întâmplă... mi-am făcut acest scenariu. Că m-a întrebat ieri cineva, dar cum de ați făcut, ați făcut atâtea recitaluri? Cum ați făcut? și am explicat că recitalurile se fac din nevoie. Din nevoie a de a se exprima. Și se uita la mine și spunea cum din nevoie, că dumneavoastră ați jucat. tot Păi zic, pentru că rolurile nejucate te dor și te usucă. Așa este. Și dacă îți dai seama, atunci faci aceste recitaluri. Numai că eu am avut două profesoare, Irina Răchițeanu și Olga Tudorache, care făceau tot timpul aceste recitaluri. Nu pentru că nu jucau, pentru că aveau nevoie de ele. Aveau nevoie de ele. Și, atunci și apoi... aveau nevoie să spună oamenilor ceva. Noi am fost probabil, sau mai sunt încă actori care vor să spună oamenilor ceva, dar nu vor să spună numai, iată-mă, sunt eu. Nu numai orgoliul personal afișat, ci vor să spună oamenilor ceva important din ceea ce au citit, din uh, o revelație a culturilor și au generozitatea de a oferi oamenilor ceva. Asta este un lucru foarte important pentru un artist. Toți artiștii vorbesc de iubire și generozitate. Toți artiștii mari, toți nu, mari creatori. Toți. Dacă cineva se apucă de teatru, se apucă din cauza asta. Din cauza că are zi, ceva. Are uh, ceva de da, de, de da, da, că okay, e ca și cum un pământ care are de, de sub cărbuni sau aur sau uh, gaze sau uh, știu, eu, de care e nevoie și trebuie să le scoți de acolo. Da. Trebuie să le scoți de acolo. Actorul simte că are în el ceva pe care trebuie să-l scoată și să-l dea celorlalți. Fiecare cu bogățiile subsolului lui. Nu toată lumea are da, știu e, ce, e sau... Da. Dar eu zic că toți actorii simt asta. Și noi, cei care am încercat să existăm și singuri, am fost, am fost norocoși. Da, am fost norocoși. eu am gândit uh, să reiau acest uh, scenariu. S-ar putea să-l. Uh, dar să se reia activitatea. Activitatea asta. Păi dar lucrează-l, și în clipa când se deschide, spui, uite-am ceva da. de oferit. Da. Lucrează-l. Um, sunt texte importante, sunt texte foarte importante. Și uh, adunate în ideea asta că artistul este martor al uh, capodoperei care îl transformă, și la rândul lui, artistul vrea ca prin această capodoperă să îi transforme pe spectatori, pe uh, uh, cei care îl urmăresc. Din cauza vocii tale foarte bine impostate, faci mult radio. Da, faci, e și asta un noroc. E, a, asta e un noroc. Uite, am scris ca floarea reginei, o voce de ozebită. Am avut mulți actori în teatru uh, cu genul ăsta de emisie cultă. Uite, Irina Mazanitis, care da. uh, a trăit din a, uh, această voce uh, uh, foarte bine impostată, foarte elegantă, Da. Uh, o emisie cultă. Și tu, la fel, e, e un noroc. E un dat. Nu, da. dar de la Dumnezeu. Mulțumesc da. pentru că îl subliniezi. Dar de ce ai fost la mare căutare? Da. Uh, și vreau să aduc aminte că am fost la radio și am făcut o imprimare din Lucian Blaga, uh, și un actor foarte bun, de altfel, și pe care îl iubesc foarte mult, uh, serios și cu minte. Uh, 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 înainte de imprimare, s-a revoltat. În potriva prețiozității vorbirii. Dar de ce vorbim așa? Dar de ce uh, uh, sună așa ce noi vorbim așa? Pentru că limbajul lui Blaga era, era ca scritura lui, destul de uh, cult. prețioasă. Un limbaj, uh, un limbaj, uh, de câte ori citesc Blaga... Sufăr că noi am abdicat de acolo și ne-am dus cu limba română undeva unde avem mai, mult mai puține cuvinte, mult mai puține exprimări, uh, știi, uh, necesare. Și uh, da, uh, da, la uh, discuția aceea destul de uh, vehementă. Da? -ai tu ai fost cel care ai replicat și ai vorbit ca un profesor de la o catedră universitară, dar nu numai că l-ai convins, dar după aceea era și amărât, că nu știa. Da, îmi pare rău că l-am amărât. Uh, cum? Îmi pare rău că l-am amărât, dar uh, era un adevăr care trebuia spus, nu? Păi, dar el juca rolul principal și trebuia să... Uh, și spunea. Nu po Pentru că e foarte greu. Pentru că e foarte greu să spui textul cu felul de a se exprima lui Blaga. Cred că era într-o pasă proastă. El este un actor excepțional. Nu, nu, nu. Pur și simplu, actorul întâi și întâi vine și spune ce am eu aici de făcut. Și când vede că trebuie să ducă un bolovan atât de mare să-l ducă în spate, zice, dar nu putem să-l facem în bucăți mai mici? Mm. Știi? Da, e... uneori se întâmplă. Se întâmplă tot timpul. Uh, tu ești timid? timid. Hmm. Eu sunt o structură timidă. De aceea probabil și ambiția mea de a-mi uh, învinge timiditatea, de aceea și voința care m-a caracterizat de-a lungul timpului, dar nu numai voința ci și o uh, uimire așa în fața fenomenului ăsta al vieții, al trecerii timpului, al iubirii, al tot ce înseamnă om. Uh, ești timid, după mine și gata să izbucnești mereu da. și chiar să și dărâm și să, în orice caz, poate că ești construit bine pentru că după aceea vrei să reconstruiești. Dar da. dărâmi. Se multe pare ori. că dacă ului pe, pe, pe ideea asta de zodi, Vărsătorul este întotdeauna cel care ca pasărea Phoenix se reconstruiește și reface. Știi cum scrie în Zodie? Vărsătorul, o liniuță, face zilnic răutăți. Da. Vede tot timpul negru. Fica mea întotdeauna mă ceartă de dimineață. De dimineață. În anumite dimineți, iar vezi totul în negru. Nu sunt încă trezit. Ia ce zodie e? Ea este săgetător. Zodie bună. Zodie bună. Ți-ai luat doctoratul. Oricum tu persiflezi tot timpul și a, a, găsești da. certitudini... A, și de fiecare dată stau, adică mă uit și zic, chiar nu crede că poate greși, dar uh, uh, așa ești. Uh, Ți-ai luat doctorat în 2009, uh, era și pentru mine ultimul tren, la mine era ultimul tren, la tine nu, dar la mine era uh, și am vrut să-mi dau și eu doctorat, a fost imposibil pentru că jucam în fiecare seară și repetam da, uh, da. așa și... Mi îți mulțumesc și acum că ai fost atât de generos și de prietenos pentru că ai tras de mine cât ai putut să vin și mi-explicai că mă ajut și că iei tu da. notițe și că... Și nu s-a putut deloc. Și cum, că... Cum, cum credem noi că suntem veșnici, credeam că o să reușesc. Da. Asta este marea... Da. Uh... Mă interesează când îți spun întrebările și aștept răspunsul de fiecare dată cu foarte mult interes. Uh, pentru că te-am în față și recuperăm într-un fel amintiri. Nu? Da, e un moment vorba foarte plăcut și îți mulțumesc da? încă o dată pentru el. Pe da? cuvânt. Da. Uh, știi că există un uh, domeniu al creierului care ia decizii morale. N-am știut. Acum am aflat. Că Dumnezeu ne-a făcut atât de fantastic încât există și asta. Un domeniu cred că e aplatizat la toată lumea. O, o, o porțiune -a. a creierului da, care... Da. Nu o porțiune, o bucățică așa. O bucățică. De așa care se ocupă cu deciziile morale și în deciziile morale intră și recuperarea amintirilor. Pentru că asta este... Minima moralia asta cu recuperarea amintirilor. Și poate că acest demers al acestor uh, exerciții de admirație pe care le-a instituit, uh, cum o cheamă, Tamara? De la, de la noi? Da, Secretariatul. Tamara, literar Tamara, Susoi. Tamara, Tamara, Susoi. Uh, uh, Faptul că s-a luptat pentru demersul ăsta. Este un lucru extraordinar. Extraordinar, pentru că, da, pentru că face parte din recuperarea amintirilor. Uh, amintirile și... astea comune pe care. Ne le ajută avem. pe noi, actorii, într-un fel, într-un fel important, pentru că profesia noastră fiind perisabilă, sculptură în aer sau în apă, cum spunea cineva uh, are nevoie de astfel de puncte de sprijin. Privesc cu, uh, cu cu admirație uh, cinemateca românească și uh, îi văd pe și noștri cum uh, exersează în film, încă în film. Nu? Uh, Astea dovezile. Asta, sunt asta Sunt dovezile rămâne. care rămân. Nu știm cum a jucat Pascali. Nu știm cum a jucat Matei Milo, poli romantismului și ai realismului. Dar ui, iată că avem acest avantaj al, al imaginii care rămâne, în afară de memorialistică și de. Care e foarte importantă și. E foarte importantă. Te poți hrăni din. Ia am vrut să vorbesc de, despre doamna Deleanu care face parte din această din recuperare. Istoria din istoria noastră. Face parte noastră. din istoria vieților noastre, pentru că doamna Deleanu este cea care a hotărât să uh, uh, vină aici, la Teatrul Giulești, pe care îl conducea atunci. Ea era un om extraordinar de uh, uh, bun ca manager, pentru că avea o intuiție artistică șlefuită de-a lungul timpului, extraordinară. Uh, la un moment dat, și umană. La un moment dat m-a întrebat, au dar de ce nu te însori? Eu m-am însurat mai târziu din motive. Uh, și am rămas cu gura căscată pentru că <gângări> nu mă așteptam. Vine directorul să mă întrebe de ce nu mă însori. Avea și mai ales ea, care, care, că... care totuși avea un comportament inuman. De multe ori. Uh, 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 adică era umană, fiind din umană. Da. Păi e, da, e da, un era, era un paradox al ei Care o făcea uh, teribilă uh, Și i-am spus Păi am avut, uh, am avut Niște mici uh, uh, Probleme cu dispariții Mă rog trecere. Probleme, probleme. Să nu le amintesc uh, Și uh, a fost mulțumită cu răspunsul Dar pe mine întrebarea ei De mamă, de mătușă, de bunică De uh, regină Da, extraordinar a fost Uh, și a ținut foarte mult să vin în teatru acesta, teatru Giulești, și eu am rămas mai mult devotat amintirii dorinței dumneai ei de a rămâne aici. Niciodată nu m-a bătut gândul să plec în alt teatru. Așa, dintr-o devoțiune față de amintirea dumneai. Deși puteai. Eu cred că puteam, puteam. Da. Puteam. Da, asta e. Uh, pandemia asta pe care o trăim noi, și uh, care, după părerea mea, are foarte multe părți bune. Pentru că orice lucru foarte rău... Constrângător, te... Uh, restricție, așa, Te concentrează asupra uh, tale persoane. Și încep să fii uman, uh, te uiți înăuntru tău, încerci să-i vezi pe ceilalți. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta, acum. Uh, nu uh, numai eu, dar și la ceilalți îi văd cum s-au... Deci uh, tra... De ce te uiți mai atent pentru că au o mască, nu? și nu fie ăla. Dar nici nu îi cunosc. Nu, nu. Într-o zi a venit cineva la repetiție și uh, avea un cățel extraordinar și am zis, a, ce cățel. Și mă uitam și ăla a zis, da, eu sunt călinează, uite, doamna adică nu mă vedeți. Ce să... Era așa cu da. Ce să vezi? Nu vezi, această pandemie, această schimbare în relieful vieților noastre, în care ne-am ales cu diminuarea bruscă a contactelor umane, spun mereu asta, cred că în fiecare emisiune, diminuarea bruscă a contactelor umane. Eu nu mai sunt în stare să mă îmbrățișez cu cineva, nu că mă tem atât de tare pentru mine, că nu știu din ce cauză. Nu mai pot. Și într o zi eram pe stradă și am văzut doi tineri sărutându-se și am zis: Dacă se îmbolnăvesc. Dacă se îmbolnăvesc sau să nu i vadă poliția sau ceva așa. Da. Adică diminuarea asta e foarte parșivă, ca să folosesc un cuvânt academic. Foarte faptul că nu pentru că lumea de câte ori ajungea în criză, se lua de mâini, erau igienii. Și se atent. solidariza. Da. Acum gestul și... este de desolidarizare, da. E trist, e foarte trist. Asta e când, vezi, omul plănuiește totul. Când Dumnezeu plănuiește, poate e altfel. Dar tu crezi că Dumnezeu nu i-a amestecat deloc în toată asta? Ba da, vrea să ne pună o oglindă în față. Ne pune o oglindă teatru oricum este morala timpurilor. Și Aici să ajung. Spune tu că tu trebuie să vorbești. Nu, no, eu, nu, bă, eu asta vreau să spun că poate, știi, se pare că cea mai importantă profesie, profesie, vocație, este preoția pe care o oferă ca harismă Dumnezeu omului. Noi, dacă vrei să uh, cum să, spun, să să, devină discursul uh, puțin uh, poate deplasat, dar nu, e, nu, nu, cred. Nu e deplasat deloc. Vrei Noi suntem aproape de... niște preoți laici, niște uh, folosim, mi-a spus o dată, un preot, dumneavoastră folosiți magia albă. Dumneavoastră actorii. Actorii, actrițele. Magia albă pentru că asta oferă prin, prin, prin oglindirea asta a, a vieții și a oamenilor, oferă ceva. De care au nevoie. De care au nevoie oamenii. Acel ceva. Care nu pot trăi fără. Acel asta. infinitezimal, acel uh, inexprimabil, acel. Uh, uh, ceva. Lumea oricum se. Uh, de mult, de zeci de ani, uh, alergă. Să schimbă rapid uh, și se schimbă, a început să se schimbe definitiv. Adică, lucruri care au existat și de care am avut nevoie, ele s-au ras de pe uh, tabla noastră de valori. Uh, și eu cred, și rămân la asta, că teatru poate salva. Sufletul omului, când e în degringolată, când e în disperare. Absolut de acord, dar trebuie să îi se permită să se manifeste. Ori la ora asta, teatrului nu îi se permite a se manifesta din vari motive. Mircea. Inventate sau nu? Dacă dar... se întâmpla asta, pandemia asta. Da. În 1950. Era ca și cum închideai fiecare om în casă și nu putea comunica deloc. Noi comunicăm. Oh, da, sigur. Cu alte mijloace, în alte feluri. Noi vorbeam de teatru. Păi și nu o teatru. să mă întorc la capătul podului să fac jonglerii și să recit din François Vion. Nu se poate. Suntem în 2021. Așa și de spune. asemenea mă gândesc cu groază că în locul a doi oameni pot fi un robot care îmi pune întrebări peste cinci ani, și eu, om, viu în carne, cu sânge cald și cu har de la Dumnezeu, să-i răspund cui? Un chip șoplit? Cui răspund? Unui robot făcut de om? Dumnezeu ne-a lăsat pe noi ființe vii cu sânge cald, cu conștiință, cu har, cu suflet. Sufletul. Și teatrul este atacat. Și teatru e suflet. Iar teatrul este suflet. De aceea tot spunem ce suntem noi, ce suntem noi, căutăm, căutăm. Definiție nu există. Poți să definești poezia? Nu. Poezia nu se poate defini. Poezia Dar se nici simte... nu se poate fura nimeni. Nu. Nimeni nu se. Cred că Nikita a spus asta. Că poezia o să rămână intactă, nu, nu o poate fura nimeni. Pentru că ea pornește din suflet. Oricum s-a distrus esența asta, întâlnirea cu publicul, întâlnirea cu oamenii, întâlnirea asta... Sperăm că momentan, vie. sperăm că pentru o perioadă scurtă. Uh, Studiindu-te, am găsit că ai făcut Caragiale, că ai făcut Ilm și Petrov, Hostabender. Bender. Uh, un fragment din uh, Strângând a de într-un ceas, titlul este luat din Henric al V-lea. Uh, din prologul acela uh, din Shakespeare. Să-l mai spun, îl mai țin minte. Știi? Pliniți cu gândurile noastre. Nu mai știu. Nu mai știu. <laughs> pare rău. Nu știu acum, pentru că te-am luat repede. mai luat repede, da. Uh, uh, am fost uh, foarte impresionată că pentru mine Osta Bender e o Himalaie. Da. În, jocurile, în jocul actorice. Da. Că nu e uh, tocmai pentru că este politica nepului, politica uh, trecerii de la uh, o formă de relief la alta, uh, uh, oamenii care se nasc din uh, uh, monstruozitatea uh, uh, schimbării, pentru că e o schimbare uh, abruptă, o schimbare dură, o schimbare uh, criminală și se nasc anumite personaje, printre care acest Osta Bender pe care eu îl ador îl da, ador ceva, are ceva diabolic în el e, uh, uh, yeah, și, și în primul și rând este... farmec da, un farmec, uh, farmec, uh, farmec extraordinar și Cicl toaca este plin de farmec are și echip de înger <laughs> <laughs> să nu uităm e un mic, mic amănunt pe care îl uităm deseori ai mai găsit tipul ăsta de Osta Bender în, în ce Malvolio. ai jucat? ai jucat Malvolio? nu ca tipologie. Nu, dar dacă tu l-ai mai jucat? Nu, nu. Eu am vrut să, am vrut foarte, mi-a plăcut foarte mult acest tip de personaj, acest tip de personaj foarte greu de făcut și foarte foarte de, de o, o versatilitate extraordinară și de, de, de o viclenie, un, un, un vicleșuc nu, și o... Și în același timp fermecător, îl ierți pentru că are o poftă de viață și o energie de uh, hidrocentrală da. pe care o dă tuturor. E uh, o scritură și a lui și a și Ilf și Petrov și Zorcenco și toți aveau... Au fost acele perioade de neb. Pe când acum nu știu dacă au apărut scriitori. Sunt seci, sunt uh, reci. Sunt, sunt uh... reci și s-au către altceva. Acolo omul era om. Uh, ai jucat vreo 40 de roluri aici, în Odeon. Nu le-am numărat. Eu le-am numărat. Da? Să mulțumesc, da, îți mulțumesc. Era un actor la Oradea care își număra replicile. Și de atunci am o Nu, zic, nu, nu, dacă număr replicile, nu, nu e bine, nu. Se poate și așa. Se poate și așa. Își număra replicile. Am 18 replici. Era mândru. Nu dăm nume? Nu, nu dăm nume. Dar Face nu parte vor... din farmecul... Eu iubesc tare mult pe actori. Eu pe studenți așa învățam. Toate mă, da. lor să aveți grijă și să respectați ultimul actor care apare pe scenă. Să uitau la mine pentru că erau învățați cu Toma Caragiu, Cotescu, Rodica Tapalagă, Gina Patrichi, cu marile nume, nu? Marile nume ale momentului respectiv. Și eu le spuneam, acela care dă replica aceea e foarte important pentru că dacă n-ar fi, n-ar mai fi nici Gina Patrici dacă n-ar primi replica aceea. Și nu numai asta, dar Faptul că iubește această profesie, faptul că iubește, cum spunea Jean-Louis Barot, actorii este acela care își mătură scenă înainte de, a, de, de, de actor. Se uitau la mine ca niște muțișori, Ca niște muțișori cu ochii. Pentru că vin dintr-un loc arid. Adică în școală nu mai învață ce am învățat noi. Eu am avut profesori de limba română geniali. Care m-au învățat. Erau actori. Ei erau actori. Și mă învățau să mă cunosc pe mine, să mă iubesc pe mine și să găsesc în mine puterea să pot să plec. Da, e foarte adevărat. E foarte important această breaslă a celor care, a dascărilor, care sunt și dascării de liceu, dar și dascării, uite, trebuie neapărat să pomenesc de uh, doamna Sandamanu și de regretata Geta Angheluță, care mi-au fost mie uh, profesor. Profesor mare, Geta Angheluță. Da. Uriaș, Și cu Teozofiile ei, de care eram cucerit la vârsta aceea fragedă, cu Murti cu teoriile extraordinare, dar era un om viu, spiritual și de o generozitate fantastică. Tu faci parte din generația aia care făcea paralel facultatea de teatru cu spectacolele lui Pintilie, care erau... Care erau jos. jos. Doamna, dați-ne drumul cu 5 minute ca să mergem ca jos să mai să vedem spectacolul. Și nici nu se gândea vreodată cineva să nu-ți dea drumul în sală. Evident. Se-și bucurau. Mai stăm puțin că vin studenții. Mm -hmm. Mm -hmm. Aceea este generația uh, noastră și acea uh, academie a fost te Teatrul Bulandra. Eu am debutat uh, la Teatrul Bulandra, student în anul I, în vacanța dintre anul I și 2, doamna Sanda Manu punea un spectacol de Natalia Ginsburg, anunț la mica publicitate și eu eram un băiat de prăvălie care ducea un pachet și schimba două replici cu Gina Patrici și Irina Petrescu. Mai juca și Ion Besoiu. Deci ăsta a fost debutul meu de puști de 20 de ani în fața acestor uh, uh, monumente ale scenei românești și ale ecranului. Și uh, amintirea cum se purtau aceasta cu tine? o port... Poftim? Cum se purtau cu tine? Extra. Oh. Erau copilul lor. Copilul lor. Gina, Irina, uh, Jimmy, deja eram Jimmy, nenea Jimmy, Besoiu. Atunci l-am cunoscut pe Liviu Ciulei și delicatețea lui extraordinară, umană și, și, și profesională. A spus, acum o să-i rugăm pe studenți, eram eu și era Luca Zanfirescu studenții, să ne lase acum. Le cerem scuze, dar vreau să discutăm puțin cu seniorii. Adică nu îi puneau pe ei în, 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 în cum să spun, observațiile pe care le făceau acestor actori mari, importanți. Nu trebuiau să fie... Îi puneau într-o imagine mai puțin favorabilă. și spuneau, mă Gina, acolo e prost. Mă Jimmy, acolo nu e bine. E, nu trebuiau să asculte niște studenți. Și atunci am primit cu delicatețe și cu... cu, cu, cu și ai și învățat asta. Și am și învățat asta. Da. Așa cum am învățat de la Moni Gellerter, Uh, care uh, uh, într-o seară, uh, venind la uh, pe vremea când uh, Ateneu Paras avea braseria de jos, și unde da. se întâlneau toți artiștii și toți. Și unde folotirii. aveam abonament. Cum unde practic aveam abonament? abonament. Ei, Moni a zis, dragul meu, îți cer scuze. Te-am văzut în emigranții, ești într-adevăr un actor deosebit. Eu am vrut să te dau afară din institut pentru că nu avea înălțimea pe care o visam eu pentru un actor. El visa actorii înalți, frumoși, Gerard Filip, ăștia frumoși, romantici, actrițe superbe. Și eu eram ce eram? Eram după Mircea Diaconu. Mircea Diaconu a fost primul actor scund Intrat în școală și apoi am urmat eu Uite, vezi că ai spus de Mircea Diacon La un moment dat Era povestit Nu de mult Că era la școală Și cum mergea pe culoarele alea, Așa Un profesor i-a spus Măi, vino încoace Marți să fii în amfiteatru. Deci era un profesor De franceză, cred nu de română, nu de actorie, nu nimic. Să fi în acolo. Și imediat Mircea a spus, credeți că mi-a venit să spun, dar de ce să vin? Dar eu nu pot, dar nu mă la... Da, nici vorbă. Stăteam pe lângă pereți și m-am dus acolo. Și l-a pus să recite. I-a explicat cum trebuie. Și de asta îl avem noi, actor, pe Mircea de acolo. Evident. Evident. Iată, ascultarea iar vine de undeva din... Ascultarea. Ascultarea asta care nu mai există. Da, din păcate. Nu mai există. Așa. Bun. Ești fericit că ai fost la Teatru Odeon? De la doamna Deleanu și trecând prin toate directoratele până. <gură> directoratul Directoratul <Tarinei> <gură> <gură> da. <gură> da, nu, nu, nu. Nu pot să-mi neg existența și. Nu. Eu sunt foarte. Sunt foarte. Sunt mulțumit, nu sunt foarte fericit, în sensul că. Am ca orice prost. actor, am na, Fericit. Prost. Orice actor visează multe și. Depinde și de el. Ce rol ai visat? Uite, eu, de pildă, la un moment dat mă gândeam că am jucat mult. Dar ce n-am jucat? Și atunci m-am gândit că, uite, n-am jucat Nora. Cât de tare aș fi vrut să joc? Nora, pentru că e atât de ambiguă, de atât de paradoxală, atât de... Și eram sigură că o să găsesc lucrul ăla nemaipomenit. Eu am fost văduvit de două roluri importante în acest teatru din cauză că așa e teatrul. Nu mai spun cauze uh, intime. Uh, Treplev și uh, Mozart în Amadeus. Dar ai jucat. Am fost distribuit, dar n-am apucat nici să repet. Adică am repetat o singură repetiție. A fost un concurs de împrejurări foarte bizar, în care și eu și Ion Pavlescu am fost văduviți de, Dumnezeu să-l ierte, am fost văduviți de roluri importante. Dar nu asta e problema, pentru că acest lucru se întâmplă și la castinguri, nu? O să se, la se întâlnește tot. Dar eu, cu Dar eu, eu nu vreau să uh, vorbesc acum dacă e drept sau nu e drept. Eu, chiar mă interesează partea asta dureroasă a unui actor care nu și-a jucat rolul, pentru că uh, toți am avut asta. Toți am avut și, asta? Și... și care face parte și din. Și toți viața actorii noastră. se recunosc în aceste, în aceste regrete ale noastre. Știi că odată, știam până în ultimul moment că o să joc un rol și până la urmă nu l-am mai jucat. Și era să mor. Nu mai aveam respirații. Același și atunci, lucru s-a întâmplat cu Amadeus. Cu, Rodica cu... Tapalagă mi-a spus poate că trebuia să trăiești momentul ăsta. Că altfel n-ai fi putut naște și făcuse un rol bun după aia, rolul ăla. N-aveai de unde. Poate că Dumnezeu le așează... Le așează cum știe El mai bine pentru noi. Cred că da. Cred că da. Din toată perioada asta, în care timp să ne întoarcem noi amândoi? În care aș... În ce am trăit, da. În ce ne-am întoarce? În ce aș dori să ne întoarcem? Noi aș să ne întoarcem acolo, în turnele de la Soceava, cu regretatul Bică papaianii și cu multă lume foarte. Uh, Dar oare cum era... eram noi, după aceea, ca și cum eram la o nuntă uh, uh, și ne bucuram că suntem împreună, și dacă unul lipsea, spuneam. Uh, Deveneam uh, era... puțin triști. Da. da. <laughs> da, da. S-a întâmplat, a fost un moment de magie atunci. Probabil, cred că și Bică, Dumnezeu să-l ierte, era un, un ferment al nostru, al tuturor. Sebastian așa... Papayani, ca Papaiani, să înțeleagă da. și lumea. Da. Sebastian Papayani, un, un Da, el avea da. putere de să unească lumea și să... Planetă care dă lumină la celelalte da, planete. Exact, da, exact. Da, da. Da. Dar nu numai el, noi, parcă așa a fost să Tot fie. Tot trebuia atunci. să fie unul care să, să spună da. Dar nu umblam decât împreună. Asta este... Mircea, da. îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Îți mulțumesc, Rodica.